Bună seara, prietenii lui Urs! În seara asta gătim niște sandvișuri cu ton, foarte gustoase. Și pentru asta avem nevoie de 2 conserve de ton, Rio Mare, pâine cu cereale sau integrală, maioneză de la Lidl, cea mai bună maioneză din punctul meu de vedere, tot de asta cumpăr, niște frunze de sălățică proaspete, niște castraveciori cornișon, care nu vreți să vă zic cât au costat, este horror ce prețuri au mai nou, un bol în care să amestecăm tonul cu maioneza. Eu am pus deja tonul în castronel. În prima fază am stors tonul de ulei, nu l-am pus cu tot uleiul din conservă, că era ton cu ulei de floarea soarelui. Așa, și acum punem câteva lingurițe de maioneză peste ton. Așa. Și începem să amestecăm. Ce nu v-am zis este că peste acest amestec punem și niște sare și niște lămâie. Eu am aici lime și o să pun niște lime. Și faceți după gustul fiecăruia. Deci după ce amestecat bine, amestecul nostru arată așa, ca o pastă super bună. Nu vreți să știți ce delicioasă este. Între timp am tăiat și cârnăciorii. Ce bun e ăsta. Și acum ne pregătim să facem sandwich-ul. Deci luăm o felie de pâinică. Așa. Punem o bucățică de sălățică. Așa. Punem niște... Perfect a ieșit. Refacem imediat. Deci cam așa arată sandwich-ul meu. Am zis că refac, dar m-am răzgândit că arată bine oricum. Ideea este că este foarte delicios. Și este foarte sănătos. În afară de maioneză, dar punem puțin maioneză, toate ingredientele sunt foarte delicioase. Stați să vă arăt ce mai avem noi aici. O pisică care așteaptă să primească și ea niște sandwich cu ton. Și mai avem o pisică și aici. Ciao, Ili! Deci, na. Ăsta este sandwich-ul nostru. Și o să meargă direct în burtică. Cam așa arată 2 sandwich-uri. Eu sunt lihnită de foame și o să încep să mănânc. Stați să vedeți ce bun este! Deci de când am mai mâncat sandwich din ăsta, mi-era o poftă de nu mai puteam. E o chestie super ușoară. Ili vrea și ea, și Toby. Este o chestie super ușoară care puteți să o faci dacă aveți ton acasă și conservă de ton și maioneză și castravete murat, țaca-paca, imediat se face. Am și niște doritoare aici care vor să pape, dar o să le dau și lor un pic, numai să termin eu de păpat. Sper că v-a plăcut rețeta mea. Rețeta nu este a mea, de fapt o am de la cineva de mult de tot, dar sper să vă placă. Să aveți o seară minunată și vă pupă ursii! Da, să vedeți cum se mănâncă la noi. Tonul. Așa. Și avem și niște pisoi fericiți acum. Da! Gata! Pa, pa, tot!